Accidentul a avut loc puțin după miezul nopții. Un brașovean de 50 de ani care circula cu bicicleta pe artera care face legătura între străzile Mihai Cogălnicianu și 15 noiembrie nu s-a asigurat la intrarea pe bulevard și a fost lovit de un autovehicul al secției 1 Poliție Brașov. Anchetatorii spun că biciclistul trebuia să acorde prioritate de trecere mașinii de poliție. Biciclistul are o alcoolemie de 0,95, iar colegul meu o alcoolemie de 0. Facem în continuare cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Practic, polițistului se va întocmi, potrivit procedurii, dosar penal. Sigur, se întocmește dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Biciclistul a fost transportat la spital pentru investigații. Medicii spun că are doar răni ușoare, dar va rămâne sub observație în continuare în unitatea medicală.